fie Domnul. Amin. Doresc din toată inima ca să glorificăm numele Domnului în aceasta și să spunem, Doamne, suntem aici în prezența Ta, Tu ești în locul acesta și doresc din toată inima ca să înviorezi inimile noastre. Dumnezeu este Cel care privește înăuntru inimii noastre, dar dorim din toată inima să venim dintr-o inimă sinceră înaintea Lui Dumnezeu să spunem, Doamne, ascultă rugăciunile noastre în seara aceasta. Ia aminte la cerurile care le vom aduce înaintea Ta. Spune cuvântul Domnului cu Psalmul 43. Doamne, ascultă rugăciunea mea, leagă-ți urechea la cererile mele. Doresc din toată inima, din toată inima, să rugăm pe Domnul nostru Hristos să spunem, Doamne, ascultă rugăciunea mea în seara aceasta. Pentru că în seara aceasta vin cu o cerere înaintea Ta. În seara aceasta doresc din toată inima să-mi vorbești. Și Dumnezeu este Cel care ne vorbește. Dumnezeu este Cel care ne ascultă. Depinde de noi cum venim înaintea Lui Dumnezeu. Și un alt cuvânt al Lui Dumnezeu spune Psalmul 145. Te voi înălța, Dumnezeule, Împăratul meu. Doresc din toată inima să spune, Doamne, te înalț, te laud, te glorific, pentru că ești un Dumnezeu viu, sfânt. Ești un Dumnezeu care ascultă cererile mele, ești un Dumnezeu care ascultă tot ceea ce îți aduc înaintea Ta. Și Dumnezeu este Cel care ne ascultă. Dar dorim din toată inima să stăm într-o atitudine înaintea Lui Dumnezeu. Și spune mai departe cuvântul Lui Dumnezeu, voi binecuvânta numele Tău în veci de veci. În fiecare zi Te voi binecuvânta și voi lăuda numele Tău în veci de veci. Mare este Domnul și foarte vrednic de laudă și mărimea Lui este nepătrunsă. Fiecare nea de om să laude lucrările Tale. Doresc din toată inima să ne lăudăm cu lucrările Lui Dumnezeu. Să spunem tot, la toți, ceea ce a lucrat Dumnezeu în viața noastră, ceea ce a lucrat Dumnezeu în familia noastră, să ne lăudăm cu Dumnezeul nostru și să spunem, Doamne, îți mulțumesc pentru timpul acesta de libertate. Doamne, îți mulțumesc pentru tot ceea ce ai făcut Tu pentru mine. Doamne, îți mulțumesc că și în seara aceasta sunt în prezența Ta și dorim din toată inima să glorificăm pe Dumnezeu și să spunem, Doamne, ascultă în seara aceasta cererile. Ascultă, Doamne Dumnezeule, dorința. Ascultă, Mântuitorule, în seara aceasta ceea ce îți aduc eu înaintea Ta și Dumnezeu este Cel care ne ascultă. Doresc din toată inima să ne ridicăm pe picioare și să aducem rugăciune de mulțumire la adresa Lui Dumnezeu. Să-i mulțumim Lui Dumnezeu și să spunem, Doamne, îți mulțumesc. Îți mulțumesc că mi-a dat sănătate, îți mulțumesc că mi-a dat putere Maria să vin la casa de rugăciune. Și Dumnezeu este Cel care ne ascultă. Așa cum stăm, haideți să rugăm Domnului.